Bosniacul Adnan Guso s-a șocat când a văzut că fosta lui echipă Dinamo a căzut în B. El încă mai urmărește fotbalul românesc și nu are curaj să parieze pe Bosnia. Bosniacul care a apărat la Craiova, Dinamo, Argeș și Pandurii, Adnan Guso, s-a făcut antrenor cu portarii acasă la Sarajevo. De la etajul 35 al clădirii care domină capitala, Guso admiră orașul refăcut total după război. A murit peste 10.000 de oameni, foarte greu. Acum când vedem războiul din Ucraina, spunem pentru ce se face acolo războiul. Pe stadionul din Sarajevo a fost eliminată Craiova Maxima acum 38 de ani. Ce s-a întâmplat pe stadionul ăla? A jucat Craiova Maxima cu Genecea, 4-5 ani cu Craiova. Bosnia a făcut egal în Finlanda înainte să joace cu România marți în direct la Antena 1 de la 21:45. Sper să fie un egal. Suporterii cum sunt? Acum nu jocăm bine și sigur nu să fie mai mult de 7-7. Naționala Bosniei nu joacă așa de bine cum are numele din echipa. De vedetele Dzeko și Pjanic trebuie să se ferească oamenii lui Iordănescu. Da, sigur. Edin Dzeko, Miralem Pjanic. Avem și apărare foarte înalt, jucătorii care vin la faze fixe și pot să se dea gol cu cap.